Au fost desemnați câștigătorii contractelor pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru două loturi ale autostrăzii Nordului Baia Mare-Suceava. Asocierea câștigătoare trebuie să finalizeze contractele în 18 luni, din care 14 luni sunt alocate elaborării studiilor de fezabilitate. Pentru lotul 1, Baia Mare-Dej, contractul are o valoare de 12,7 milioane de lei fără TVA. Pentru lotul 2, Dej Bistrița, contractul are o valoare de 8,37 milioane de lei fără TVA. Prin elaborarea acestor studii de fezabilitate vor fi stabiliți parametrii necesari pentru construcția autostrăzii Nordului, care va aduce o îmbunătățire a condițiilor de circulație între Moldova și Transilvania, dar și o interconectare modernă cu infrastructura rutieră europeană.